dureros ultimele mesaje ale lui Andrei Gheorghe înainte de moarte, totul trece. Ultimele mesaje ale lui Andrei Gheorghe au fost de-a dreptul subliniere ocante. Atât pe Facebook, dar sublinierei pe blog, vedeta Radio TV era extrem de activ. Pe Facebook era blocat de multe ori. Acesta a fost sublinierei ultimul mesaj pe care l-a transmis fanilor după ce fusese deblocat. Totul trece. În cazul de fata a trecut ultima interdicție și după 30 de zile va spune ri, salutare. M-am întors și simt acelai, cu acelai ocupai, voi continua să trolez demnitari, medici, profesori, popi, îngeri, catedrale, antisemii, homofobii, legionari, negaioni și alte asemenea fepturi imbecile. Cu drag, ag, a scris Andrei Gheorghe. Acesta a avut un mesaj incredibil sublinierei pe propriul blog. Postarea s-a de gândit. Un vânt de nebunie mi-a ieșit prin cap. Oamenii aparent normali decolează brusc și se transformă în nebuni cu spume la guri sau strigoi cu ochii sticlind, a revelat e divin. Un tânăr de 28 de ani îi declară admiraia pentru Adrian Năstase. Moartea lui Iulian Vlad declanea zbocitoare care ne vorbesc de caracterul său solar. Un condamnat de lechi la televizor, ministrul justiției, educaia este condus de un domn cu educaie precar. Poul se stropete la jurnalist întrebind despre proveniența banilor cu care acesta i-a făcut o casă. Pala de bate oameni în live lumea lume lege, popii cu tremurai de dreapta cred în împratie blestemei tota. Surpriza, i sare în poala ca un iepure satanic, impostori cu acces la internet se declară ofuscai când sunt primi cura angur, târfe povestesc despre monogamie, baby lupt împotriva alcoolismului ior bine predau arta fotografiei. Nu înțeleg. Postarea este declanat de o îmbrincial filologic avut cu domnul Eftimie de la Times New Roman, care după ce a postat-o nazdrvanie, limba română s-ar exprima mai bine în grafia chirilic, i-a fost corectat, insist doi zile în susținerea poziei. Pe ipozia este de nesusținut, cel mai bun lucru este să spui, ok, am greaiti. Nu-i domnul Eftimie care insist pe un drum sinuciga cu senintatea unui kamikaze. Cum poate un tânăr să nege realitatea într-un asemenea hal? Inteligent, umorist, glume cu scoala terminat? Cum poate să se comporte ca un bozganaian, un sova sau un capsali? Un tupe olimpian scuza? Sau adaptarea la pia i la via, descoperirea idei i ce dacă am merge, pe ia faci i tu? O cangrenare a spaiului public în care învinctorii sunt obraznici, habar n-ti dar tari în clonii mucetura. O lume invadat de imbecili cu titluri, de mintri semidochi, de primariei lui, în verb, de ziaristi sordizi de afaceri dietatisti? O lume nou, bravi minunat ne-am construit noi toi, alta nu mai e. Cui nu îi convine, e liber să plece,
aici suntem noi, al nostru e totul. Iti ceva, ei au dreptate, spune Andrei Gheorghe,